Mie place foarte tare cum intrăm în videourile astea cu așa, cu un soi de, nu? Așa, intrăm. Zicea Zoe că de ce nu-mi pun la valieră? Nu am nevoie să-mi pun la valieră. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod din Învață Programeza cu Marius de la Magic 5. Eu sunt Marius, iar ăștia mici din spatele meu care se distrează și unii mănâncă sunt Magic 5. Astăzi am să vă povestesc, sau am să-ți povestesc despre un aspect foarte important care trebuie luat în considerare atunci când îți dezvolți un website, indiferent cu cine îl dezvolți, și anume viteza de încărcare. De ce este importantă, cum se măsoară și de ce să nu-ți faci vizitatorii să piardă bani plimându-se pe site-ul tău. Ei bine, în momentul în care faci un website, ideal ar fi ca codul să fie atât de bine structurat, imaginele să fie atât de bine optimizate și serverul, adică hostingul despre care am vorbit în alte episoade, să fie atât de bun, încât viteza de încărcare a unui website să fie aproape instantanee, sub o jumătate de secundă sau sub o treime, cum sunt de fapt normele în clipa aceasta. Dacă website-ul tău nu se încarcă cum ar trebui, pentru că este făcut prin CMS, pentru că a fost scris pe genunchi, pentru că l-a făcut antiflarea de la Florești, atunci s-ar putea să ai o problemă. Nu doar datorită faptului că nu vei fi indexat cum trebuie de motoarele de căutare, ci și datorită faptului că îi vei face pe cei care îți vizitează website-ul să cheltuie mai mulți bani cu tine. Cum anume, vei spune? Ei bine, în momentul în care eu sunt în vacanță în Italia, în roaming, și am nevoie să-mi cumpăr o pereche de papuci de la 10 pantofi SRL din Bărbulești, iar site-ul lor nu se încarcă cu trebuie, faptul că eu trebuie să aștept mult până la încărcare și că sunt foarte multe date de descărcat de acolo, înseamnă că eu consum mai multe date și de principiu o să am o factură mult mai mare de plătit la telefonia mobilă. Ceea ce nu mă va încânta, mai mult de atât, dar s-ar putea să mă duc să dau și cu o stea recenzie negativă la magazinul de pantofi. Acum, cum măsurăm viteza de încărcare? Ei bine, este foarte simplu. Sunt trei site-uri mari și late pe care ți le recomand oricare dintre ele. Primul este Google Speed Insights de la Google Developers, dai pe Google și o să găsești. Al doilea, care este relevant pentru că ți arată un pic structura datelor, este GT Metrics, iar al treilea, pe care mie personal îmi place să-l folosesc cel mai mult pentru că mă lasă să accesez un site folosind mai multe servere din jurul lumii, se numește tools.pingdom. Acum că ai aflat de ce este importantă viteza de încărcare a unui website, te invit să-ți faci un site cu noi, pentru că site-urile noastre sunt ușurele și slăbuțe, nu așa ca mine. Iar dacă nu vrei, totuși vorbește cu developerul tău să-ți facă un website care să fie incredibil de rapid, mai rapid decât cât ar face un coleg al nostru când se duce pe... Știi, eu sunt Marius, aceasta a fost Învață, programez împreună cu Marius de la Magic 5. Hai, pa!